Le jazz, c'est pour la cour. Bună, prieteni, și bine v-am regăsit sau găsit pe acest canal. Eu sunt Elisa. Iar acesta este primul daily vlog de la mare, fiindcă în vlogul trecut doar mi-am făcut bagajul și am arătat câteva cadre, cum am ajuns noi la hotel și cum ne-am cazat, dar în acest vlog veți vedea mai multe. Voi face room tour la camera mea și a Ioanei, care este acolo în pas și nu vrea să vă salute. Este foarte frumoasă și camera a părinților mei, este cea mai mare, dar noi am simțit de la început, când am văzut această cameră, că este a noastră. Avem priveliște la mare și la piscină. Ne-am dat seama că înainte de a face room tour, vom despacheta împreună hainele. A venit Ioana. Haideți să-i deschidem. Da, am găsit pe Ioana. Nu se arată la vlog, o șmecherie. Deci, avem șampon. Și sub șampon e ca să nu curgă. Aimez-vous le jazz? Le jazz? Je crois que c'est le rythme que j'aime beaucoup. Ça vous excite? Il y a un rythme. Am luat încălțămintea și acum mergem înapoi în cameră. Ioana, vino să vezi ce păr mișto am. Mi-am prins părul, fiindcă mi-era foarte, foarte cald și acum arată și mult mai bine. Acum vom merge pentru prima oară în restaurant. Oh my god! Pâinea asta este foarte, foarte, foarte bună. Tastes! Haideți să facem room tour. Cum intrăm, avem în baia. În partea stângă avem WC-ul, un prosop. Prosoape, de fapt, mai multe prosoape. Asta este chiuveta. Este foarte drăguță chiuveta, mi-e place foarte mult. O oglindă foarte mare în care să ne privim. Dușul, care este foarte mare. O să-mi bag cu papuci și fiindcă nu mai așa nimic. Singura chestie care nu-mi place din baie, cred că este faianța asta de băut. Imediat când intrăm avem și șifonierul, care este spațios, perne sus. Din nou o oglindă să ne privim. Rafturi. Un pat mai mic în care eu o să dorm, o noptieră cu două prize. Lângă imediat puteți să observați că este patul Ioanei. În fața patului Ioanei avem un televizor. Aici este biroul mare. Ne-am aranjat lucrurile. Partea de sus este a mea, partea de jos este Ioanei. Pe lângă că avem noi două paturi, unul mai mic, unul mai mare, avem și o canapea. Masă cu două scaune, un uscător. Haideți să ne îmbrăcăm, să mă îmbrac, că nu vă îmbrăca și voi.
Eu acum aștept pe Ioana, fiindcă s-a dus să-și ia suc. Haideți să vă arăt outfit-ul meu din această seară. Nu se vede. Pantaloni scurți albi de blug, tricoul ăsta negru. Mă voi da cu puțin rimel. Luciu mă voi da după ce mănânc, fiindcă nu are sens să mă dau acum. Într-un fel iubesc să merg cu liftul, dar într-un fel urăsc să merg cu liftul. Bună ziua, cine sunteți, de unde sunteți? Nu mi se pare răcoare, mi se pare Își cumpără Ioana șapcă, la fel ca a mea, același material, numai că 40 de lei și a mai a fost 7 lei. Da, dar ideea e că am nevoie foarte tare de șapcă. Da, gata, și-a procurat șapca. Obosit de la mâncare? De la drum, de la mâncare, de la bere. În a câta lună ești? 8. Vă iubesc! Ce crazy! Bye bye! Și cam acesta a fost daily vlogul. Noi am terminat ziua de astăzi, care a fost foarte obositoare. Și nu uitați să dați și voi un like și să vă dați și prietenii voștri subscribe dacă încă nu v-ați abonat. Eu am fost Elisa și ne vedem data viitoare cu un nou daily vlog tot de la mare. V-am pupat! Bye!